Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro. Astăzi vorbim despre fotbal într-o emisiune de 30 de minute pe care o puteți vedea pe Voio, pe Sport.ro și pe YouTube Sport.ro. L-am invitat astăzi aici, în studioul Poveștilor Sport.ro, pe Dan Chilom, antrenor, jurnalist, fost portar la Dinamo în Estonia și în Finlanda. El se ocupă și de cei mici pentru că a pus pe picioare o școală importantă din București, ASE Dan Chilom. Vorbim și despre tot ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc de astăzi, dar cum ne apropiem și de campionatul european de fotbal, care va fi transmis de Pro TV, Pro Arena și Voio, vom discuta și despre lotul României, dar și despre adversarii pe care îi vor avea jucătorii lui Eduard Iordănescu. Te salut, Dan. Bine te-am salut, găsit. Andru. Mulțumesc de invitație. Ce faci? Cum merg cei mici de la școala ta de fotbal? Merg bine. Am produs jucători. Producem în continuare. Avem jucători aproape în toate ligile care joacă la momentul de față. În momentul actual, de la cei doi frați Irimia care sunt la Dinamo amândoi și care sunt niște copii foarte talentați, jucători care au jucat la Oțelul Galați, la Reșița, în ligile a 3, avem liga a 4, avem aproape în toate ligile jucători crescuți de școala mea, de școala noastră de fotbal. Am uitat să precizez că Dan este unul dintre marii fani ai lui Juventus Torino, nu știu dacă e bine sau nu, dar este, tu ți-ai asumat, pentru că am văzut și foarte multe poze cu tine și mergi mereu la meciurile lui Juventus, eu țin cu AC Milan, ca să-ți spun foarte așa, bine. Dar voi aprecia întotdeauna acel atac senzațional cu Ravanelli, Viali și Roberto Baggio și Del Piero, pe urmă, da. Și cu Tachi Nardi pe la mijloc, da. Și cu Pavel Conte. Nedved. Ți-am pregătit să știi în emisiune și rubrica pozelor de arhivă și vei avea o surpriză, dar până atunci aș vrea să vorbim puțin și despre ceea ce se întâmplă acum, înainte cu câteva luni de campionatul european de fotbal. Tu ai fost portar. E o întreagă discuție. Unde te poziționezi? De partea celor care susțin că Horațiu Moldovan, chiar dacă nu joacă la Atletico Madrid, ar trebui să fie titular? Sau de partea celor care spun că Nița, Florin Nița are evoluții foarte bune și el ar trebui să fie titular? Sau poate vii cu o surpriză? Nu, n-am cu ce surpriză să vin. Este clar din punctul meu de vedere că întotdeauna portarul care apără este portarul avantajat, portarul care are jocuri în picioare. Pentru că acest post este diferit față de celelalte posturi din teren. Dacă în teren există acești încă 9 coechipieri pe care îi ai și te pot ajuta în anumite momente ale jocului, pe un portar nu-l poate ajuta foarte mult, lipsa jocurilor. Iar acest aspect se vede. Deci eu merg pe mâna portarului care va apăra mai mult. Până acum a făcut-o Florin Niță, s-a și văzut. Este într-un moment bun, este într-un moment în care el apără la echipa de club și are încredere. Aspectul cel mai important când iei o decizie din punctul de vedere e încrederea. Horațiu nu are cum să aibă încredere în momentul de față, pentru că el nu apără, el nu joacă. Încrederea poate veni pe parcurs, mai ales că a făcut o schimbare extraordinar de mare, adică să treci din campionatul nostru, de la Rapid, la Atletico Madrid, să te schimbi, să te dezbraci într-un vestiar cu Griezmann și cu toți băieții aceia, De Paul, campion mondial, e o schimbare mare. El acum poate juca la echipa națională, dar o face pentru ce a făcut înainte. Mi-aduc aminte de Marica care juca, dar era atacant, e un pic diferit. Portarul are nevoie de meciuri în picioare, cred că, din punctul meu de vedere, cel mai mult. Ce se întâmplă cu psihicul unui portar atunci când scade? Vede că nu apără, chit că știe că este valoros. Pierde încrederea. Lumea fotbalului îi spune că e cel mai bun, prietenii îi picură în urechi ideea că ești cel mai bun, nu mai e nimeni ca tine. Nu, chiar dacă te antrenezi la un nivel fără precedent, nu ți le pierzi, nu ți le pierzi și te antrenezi la un nivel fără precedent. Da. Pentru el, clar, niciodată nu s-a antrenat la un asemenea nivel. Să-l ai în antrenament pe Oblak, spune totul. Doar că nu ai meciuri în picioare, nu mai știi să apreciezi ieșirile din poartă, jocul cu piciorul. Sunt foarte multe elemente tehnice, propriu zis, despre care poți să vorbești în alegerea unui portar. Și atunci stai să te gândești foarte bine că portarul care
este conectat săptămână de săptămână, atât în ciclu de antrenamente cât și în jocuri, este fără doar și poate pe prima poziție, adică în pole position pentru a fi băgat în poartă. Îl aminteai pe Oblak puțin mai devreme, e o întreagă discuție despre Jan Oblak, cum că ar fi cel mai bun portar din lume, cum că ar fi în primii 3-5 portari. Unde îl plasezi este, tu? Este unul dintre cei mai buni. Nu știu dacă cel mai bun. Nu cred că este cel mai bun portar din lume, dar este unul dintre cei mai siguri portari din Europa. Un portar care nu a excelat niciodată, dar nici nu a făcut greșeli. Este portarul ideal. Portarul care nu comite, nu le comite. Știi? Acolo trebuie să ajungi ca portar. Cât de importantă este comunicarea pe care o ai cu oamenii din fața ta atunci când ai în fața ta niște fundași care joacă de foarte mult timp împreună? E decisivă. În multe aspecte ale jocului e decisivă pentru că când în momentul în care ajungi să te înțelegi cu ei doar din priviri și să te simtă, se creează niște conexiuni fără precedent și cu cât aperi și joci și îți îmbunătățești aceste conexiuni, devine totul mai ușor. Devine totul mai ușor. Deci și asta se face prin jocuri. Asta se face prin jocuri. Pentru că am văzut și câteva imagini pe wall cu Dan din cariera lui, nu aș vrea să ratez două subiecte. Te-am văzut lângă emblema cu școala ta de fotbal, dar da. Te-am văzut și atunci când apărai în Finlanda. Cum ai ajuns în Finlanda și ce a însemnat acel moment pentru tine? Ai făcut junioratul la Dinamo, ai fost într-o grupă cu Marica și Mitea și jucam la o categorie mare, de vârstă da, mai mare. Mai mici. Am rămas prieteni mai mult cu Marica, mai vorbim. Am crescut acolo cu o sumedenie de jucători buni la Dinamo, dar în Finlanda am ajuns după o experiență în Liga 2 în România. Eram chiar la o echipă de Liga 2 în România, o echipă care se bătea la promovare în acel moment. Și eram tot amenințat așa că va veni un alt portar mult mai bun și va apăra și că eu nu voi fi prima opțiune. Era o perioadă în care în Liga 2 se plătea foarte bine, pot să spun, față de ce se regăsește în momentul de față. Nu mai știu la ce echipă erai? Eram la o echipă care în momentul respectiv eram aproape ca și semnat cu o echipă cu Poli AX se numea, echipa care a venit venise din Timișoara, juca la Buftea cu Marian Iancu, patron, și cu niște salarii, știu că era Mansur, nu mai știu cine era, niște băieți din aceștia cu niște salarii incredibile și avea obiectiv promovarea, nu știu ce s-a întâmplat atunci cu Buftea, o combinație ceva. Și tot auzeam că vine cineva de la Timișoara și va apăra, eu am apărat toată vara în toate amicalele și am făcut-o binișor. Și chiar în ultima zi sau în ultimele zile de transferuri, de mercato, am plecat, m-a sunat, am primit un telefon de la Dan Firițeanu, Dumnezeu să-l ierte, care mi-a zis că are o ofertă, are nevoie neapărat să merg într-o țară, dar să nu mă sperii, merg în Finlanda. Să nu te sperii. Să nu mă sperii, da, merg în Finlanda și zic, nu mă sperii, e prima ligă, o să te plătească bine, au nevoie de tine să se salveze la retrogradare că n-au portar, te duci? Zic, da, mă duc. Și așa am ajuns într-o insulă. Eram într-o insulă, într-un orășel de 11.000 de locuri, oamenii foarte profesioniști, primitori, da, chiar dacă erau finlandezi. A fost o experiență frumoasă. O țară cu alte sporturi. Da, era o țară cu alte sporturi, cu în primul rând și în primul rând cu hockey, în al doilea rând cu sportul național era sauna. Sauna? Da, erau campionate, am și întâlnit oameni care făceau antrenamente de saună și am ieșit din saună, evident că nu puteam să mai intru cât făceau ei antrenament. Am stat de vorbă chiar cu vicecampionul mondial la saună. Păi și ce făceau? Care, stăteau care în saună, nici eu nu înțeleg. Stăteau în saună până slăbeau? Când... Nu slăbești la saună. Asta e paradoxul, că sauna nu te slăbește. Ei stăteau în saună ca să
să vadă cât poate, poate rezista organismul, da? Pentru că în competiții... Și tu cât ai rezistat? N-am rezistat deloc, că n-aveam cum, rămâneam fără păr. Deci mi-ar dea sprincenele când am intrat în saună. Deci noi, ce știm noi despre saunele din România, da, n-au nicio legătură cu cele din, da, din Finlanda. Ba chiar omul se și hidrata și să nu te gândești la apă. Se hidrata cu alte fluide. Și era și pe ultimul nivel acolo. Vorbeam cu prietenul meu să avem o discuție cu el ca să ne lase și pe noi să facem saună, că mai făceam saună după antrenamente, aveam un fel de resort. Și ne-a spus că e vicecampionul mondial și că trebuie să se antreneze. Da. Iar ca nivel, fotbalul cum era în Finlanda? Atunci era, cum să spun eu... Știu, Liga a doua de la noi? Nu, chiar nu. Erau primele locuri, cred că erau de Liga întâi, pentru că primele 3-4 locuri, Lahti, unde juca Lidmanen, am jucat contra lui. Ai jucat contra lui Lidmanen? Da, am avut un meci la Lahti. După perioada lui la Ajax. După perioada lui la Ajax, la sfârșitul carierei, s-a retras de la Lahti. Da. Da, și am jucat contra lui la Lahti, un stadion superb, lângă o pistă de schiuri, de sărituri cu schiurile. Un stadion de vreo 9-10.000 de oameni, plin. Da? Plin. Era un zeu acolo. Da, el era un zeu, da. Așa, am jucat cu Hoekoe, cea mai puternică echipă și o vedem mereu în grupele. Acum, cu durere o spun, ne-au întrecut. Adică, acum ne-au întrecut. HJK, Hoeko, da, este o echipă... Așa se pronunță, HJK Helsinki, ce știm noi. HJK se numește Hoeko. Da, este o echipă care a depășit fotbalul nostru, este peste ce poate oferi fotbalul nostru. Și aici mă refer la CFR, la FCSB, la oricine. Ok, poate că sunt salarii la noi care rivalizează cu cele de acolo, dar ca și organizare și rezultatele sunt an de an în grupe, ori în Europa League, ori în Conference. Da. Ceea ce noi nu reușim an de an. Ei câștigă campionatul în Finlanda la pas, dar au posibilitatea să meargă și în Europa, adică au forță materială și sunt foarte bine, joacă în Helsinki, sunt foarte bine organizați. Cât s-a terminat meciul cu echipa lui Litvanen? 2-1 ne-au bătut. A dat gol? A dat două pase de gol. Incredibil. Da, a intrat și a dat două pase de gol. Și oamenii, când a intrat pe teren, au început niște sirene. Da. Da, a intrat pe minutul 70 și ceva, nu o să uit, pentru că e un moment. Iar la sfârșit a dat două pase de gol, ne-au întors, am condus noi 1-0. Noi ne băteam la retrogradare, ne-am salvat în anul respectiv și ei trebuia să prindă locul de Cupa UEFA, cum era atunci, ultimul loc de Cupa UEFA. Locul 3 sau 4 mergea în Cupa UEFA și erau locul 3 sau 4. Și am stat lângă el o bună perioadă de timp, uitându-ne la tabela de marcaj pe care rulau... celelalte rezultate din ligă, că se jucau la aceeași oră. Și am stat lângă el mult timp, foarte umil, așa, foarte, da. Și s-au bucurat și ei că au prins locul de Cupa UEFA. Vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă la școala ta de fotbal, dar după ce vedem în următoarele minute, rubrica pozelor de arhivă, invitatul meu de astăzi, Dan Chilom, așa cum au făcut-o și ceilalți invitați pe care i-am avut aici la poveștile.sport.ro, ne va spune istoria din spatele pozei. El nu știe ce poze urmează, noi le-am găsit și Dan va trebui în pozele de arhivă să le descrie puțin. Aici îl avem pe Dan și pe Pavel Nedved, fostul mare mijlocaș al lui Juventus și al naționalei Cehii. Cred că este în bordul lui Juventus. Nu mai este. Odată cu cele întâmplate acum 2 ani, când și-au luat demisia toți, a plecat și el. Dar rămâne o legendă, eram chiar lângă stadion, am sărit un gard pentru ca să ajung în zona oficială. Da? Nu te-a oprit nimeni. M-a oprit cineva, am scos că aveam o legitimație de la Gazeta Sportul Sarmașul unde aveam. Le-am spus că îl aștept pe Tătărușanu, a fost meci chiar cu Milan, s-a terminat 1-1 cu Milanul tău, 1-1 s-a terminat. Și am spus că l-aștept pe Tătărușanu, bineînțeles că nu l-așteam pe nimeni,
am vrut să prind cât mai mult jucător cu Juventus și l-am prins pe Nedved. A fost și Maldini, da, dar a plecat mai în față și când l-am prins pe Nedved am făcut o poză imediat cu el. Deci chiar în parcarea de la Juventus Stadium. Dar am sărit un gard ca să ajung acolo. N-aveam acreditare, n-aveam nimic. Trecem la următoarea imagine pentru a o comenta Dan Chilom aici la povestilesport.ro alături de amicul tău Marius Nicolae. Am stat cu el la Dinamo în cameră. Da. Primele mele cantonamente. Dar tu n-ai făcut judo. Săftica. Nu. N-ai făcut judo. Nu, n-am făcut judo, dar făcea el, mai făcea el cu mine. Am rămas foarte bun prieten și acum. Da, îmi dădea PlayStation-ul și telefoanele să vorbesc la ele și mă ținea în cameră. Am înțeles. Și el era pe la Remi, nu mai știu, până la bucătărie, pe acolo, pe unde stăteau ei. Eu eram abia adus la echipa mare de către Cornel Dinu, el deja era cunoscut. El 81. El 81, da. Care e cea mai haioasă amintire pe care o ai cu el? Cu el se ascundea în patul tău, noaptea când te duceai la toaletă, se ascundea în patul tău și tu când vrei să te pui în pat, el începea să zbere la tine. Deci făcea, erau niște lucruri de genul ăsta, da. Ți-a spus vreodată de ce mai juca cu bentiță pe cap? El? Da. Nu ți-a spus. Dar s-a enervat foarte tare când niceam săgeată. De ce? Nu-i plăcea? Noi făceam glume cu el din cauza părului, că avea părul în săgeată și dacă mai ce săgeată, vă bat. Ziceau, noi eram mai mici, vă bat pe toți. Bine, ok. Ziceam săgeată. Marius Nicolae a fost jucător la Sporting Lisabona, unde a fost antrenat de Ladislau Beloni. Trecem la următoarea imagine pe care o avem cu Dan. Următoarea imagine, tu cu tricoul lui Juventus. Ești în Spania. În Spania la meciul cu Atletico Madrid. Ratezi vreun meci la lui Juventus? Da, ratez, dar n-am atât de mulți bani ca să merg peste tot. Aș merge. Care e meciul cel mai tensionat pe care l-ai văzut live cu Juventus? Unde ai stat cu sufletul la gură? No, am văzut multe. Juventus-Inter, Juventus-Milan, Roma-Juventus, Lazio-Juventus, am văzut Atletico Madrid-Juventus, 2-2, acesta a fost un meci incredibil, a condus Juventus 2-2 și a egalat Atletico. Nu mai știu, am văzut foarte multe meciuri, cred că am unul prin Champions League, dacă nu mă înșel, Barcelona, ceva, 0-0. Da, au fost multe meciuri frumoase, am fost la câteva. Mergi, te-am văzut și alături de tatăl tău. Da. El a fost primul juventin în familie. Ioan Chilom, un jurnalist important al României. Da, așa este. A adus pe Del Piero și pe Lippi în redacție. I-a adus în redacție. Da, atunci când au jucat în Steaua în grupe, în 1995. 95. Așa iarna, pe gheață. Pe gheață. Înainte de acel meci, au venit și au vizitat redacția la care lucra tatăl meu, Ioan Chirilă și așa de departe. Trecem la următoarea imagine pentru a le cuprinde pe toate, pe repede înainte să vedem o imagine. Tu alături de Novak Djokovic. Am avut pe Victor Hănescu, pe Andrei Pavel, pe Horia Tecău aici și bineînțeles că am intrat puțin și în celebra discuție cine e The GOAT. Unii au spus că este Novak Djokovic, tu vei spune că Novak Djokovic, deci asta nu te voi întreba, pentru că mai avem și pe Federer. Eu spun că e Federer, alții susțin că e Rafa Nadal. Da. Care e istoria acestei poze și de ce ești un susținător al lui Novak Djokovic? Sunt susținător din 2008, de când a câștigat primul Grand Slam. Da. L-a bătut pe Tsonga în finală. Am încercat de foarte multe ori să ajung să-l văd pe viu. Este un idol, e idolul meu din punct de vedere al sportului, chiar peste idolii pe care am în fotbal. Este din foarte multe puncte de vedere diferit față de toți ceilalți, mai ales felul în care el se pregătește și ce mănâncă și așa mai departe. Este la Torino, la turneul campionilor. Asta este în fața aici este în fața hotelului unde el stătea. Cât l-ai așteptat? 5 ore. 5 ore? Da, 5 ore l-am așteptat. Au venit prieteni și mi-au adus de mâncare și așa, ca să nu pierd locul ăsta. Cam câți admiratori ai lui Djokovic? Erau mii. Probabil că au plecat, că n-au rezistat. Erau mii. Deci vreau să... Bine, acolo ieșeau toți. Toți cei care erau prezenți mai ieșeau, mai făceau poze. Rublev, Tsitsipas, Medvedev, Alcaraz. El a ieșit printre ultimii pentru că în ziua respectivă primea din nou cupa de număr 1 al anului. Se acorda trofeul de câștigător al numărului 1 ATP. Și urma să meargă la festivitate. Am așteptat, a fost un frig, era noiembrie, că e așa, a fost un frig teribil dimineață. Ulterior s-a mai încălzit, se blocase toată strada când a ieșit el, erau foarte mulți oameni, foarte mulți oameni și am avut noroc să treacă pe lângă mine.
Toată lumea spune că este un tip foarte deschis. Foarte care deschis. S-ar face poze cu oricine, dar nu are timp, că sunt prea mulți. Da, este jovial. Au ieșit și bodyguards sau stătea cineva? Nu. A ieșit cu Ivan Isevici. Ivan Isevici prima dată, care era antrenorul lui la momentul respectiv, acum nu mai e. Și a urmat și el, a mers pe la tot, dar să știi că este posibil să treacă pe lângă tine și să facă poză cu altcineva că îi întinde telefonul. Eu nu l-am mai lăsat, deci... Nu l-ai mai lăsat. Nu, l-am băgat telefonul în față și a fost... Da, o poveste foarte, foarte interesantă, istorisită aici de Dan Chilon cu Novak Djokovic. Trecem la următoarea imagine să vedem ce surpriză ți-am pregătit. Eu știu, dar o vei vedea tu. Da. Tu, junior la Dinamo, pe ce jucai? Pe... Nu știu, care erau marile tale... Nu, deci aici în spate se vede... Premii, obiective, ești în cantonament sau acasă? Nu, sunt acasă, unde aveam numai... totul era cu Dinamo în spate. Este și un fular cu Juventus, se vede în colț acolo, ca să mă creadă lumea. Trainingul mai ai? Trainingul nu mai am, dar... Valora este mult. E trainingul de la echipa mare. Deci atunci m-am luat la echipa mare. Este prima dată când mi-au dat trainingul acasă și bineînțeles că m-am pozat cu el, pentru că eram foarte fericit că m-au luat al treilea portar la echipa mare. Cine erau primii doi? Primii doi, Florin Prunea și... Ștefan Preda și Florin Tene. Și Florin Tene. Da. Și mi-am făcut poză cu tricou, evident. Mergeam la echipa națională de junior cu tricou, cu trainingul, ca să vadă toți ceilalți acolo că sunt de la Dinamo, și eu și colegul meu, Ilina Lin. Mergeam împreună. Știi cum cei de la Petrolul, bine, este povestea lui Vivi Răchită, spun mai în glumă, mai în serios, că după campionatul mondial din Statele Unite, Fane Preda mergea și în discotecă cu tricoul național. Nu știu, eu nu mi-aduc aminte de chestia asta, dar... Dar prin cartier prietenii te urmăreau. Da, da, da. Și îl purtam cu mândrie, adică mai puțin când erau jocuri, că mai arunca câte o sticlă cineva, dar îl purtam cu mândrie, eram bucuros. Trecem la următoarea imagine, să vedem dacă mai avem imagine sau da, ultima imagine din acest calup, tu alături de marea campioană olimpică la spadă, Ana Maria Brânză, campioană olimpică cu echipa de spadă și vicecampioană olimpică la Jocurile Olimpice din Beijing. Chiar am stat și am transmis de lângă ea atunci când a luat argintul în 2008 la Beijing. Ea este la un eveniment al școlii tale. La școala mea de fotbal, este o prietenă de-a mea foarte bună, suntem prieteni de mulți ani și am fost prieteni și când a avut ea momente mai puțin fericite. Deci ne leagă o prietenie de foarte mult timp. Avem multe, multe evenimente împreună. Foarte multe. Bine, o știm cu toții că ea este foarte deschisă și vine oriunde o chem. Bine, nu chiar oriunde o chem, dar participă cu bucurie la evenimente, mai ales de copii, mai ales de tot felul de evenimente caritabile. Deci este un om deosebit. Aceasta a fost rubrica pozelor de arhivă alături de Dan Chilom. Ne-a povestit întâmplarea cu Novak Djokovic din fața hotelului din Torino, dar și de ce se supăra Marius Nicolae în momentele în care colegii mai tineri îl alintau sau îl dojeneau după porecla sa săgeată. Emisiunea o puteți vedea pe sport.ro, pe Voio și pe YouTube sport.ro. Mai avem 7 minute din emisiune, Dan. Nu vreau să ratez subiectul despre care vorbeam la început. Ai școala de fotbal, tot intervine această discuție. Există părinți care vin și de multe ori sunt foarte hotărâți sau chiar, nu știu, din prea multă dragoste pentru copii, nu numai la fotbal, vor să-și impună ideea că fiul lor, fiica lor în alte sporturi este cel mai bun, cea mai bună. Da, cât de mult îl influențează pe enorm, un antrenor. Enorm. Și în primul chiar și pe copii. Pe copil, da. Eu chiar am avut un curs la un moment dat în colaborare cu Școala Federală de Fotbal și cursul se numea Părintele, cel mai mare obstacol în cariera copilului. Și cred că asta spune multe, pentru că întotdeauna părinții din ziua sunt nemulțumiți, întotdeauna i-ar considera că antrenorul trebuie să facă ca ei și că întotdeauna există un antrenor mai bun și că există un club mai bun și că sunt condiții mai bune în altă parte și tot în altă parte și în altă parte și în altă parte și fac niște greșeli mari atunci când aleg școala de fotbal sau antrenorul, pentru că antrenorul contează cel mai mult, mai ales în primii ani ai copilului, în primii ani de sport, antrenorul este decisiv. Dacă ai dat copilul pe mâna unui antrenor care nu știe ce trebuie să facă cu el, se remediază foarte greu, se pot îndrepta acei ani. Foarte greu se pot îndrepta. Dar, din păcate,
sunt greșeli mari pe care le fac unii părinți și se ulterior se vede în dinamica, în creșterea ulterioară a copilului. Nu vreau să ratăm nici subiectul legat de prezența ta la un campionat european de juniori atunci când ai jucat și împotriva unor fotbaliști precum Iniesta sau Fernando Torres. Da, am luat cam multe goluri atunci. Ai luat cam multe goluri. Da, cam multe. Era tiki-taka și la Spania lui. Ne-a bătut Germania, ne-a bătut Spania și Belgia. Am avut o grupă infernală. Cu antrenorii Aileniș și Sădmăreanu. Da, antrenorii au fost domnul Aileniș și domnul Sădmăreanu, Laiu Sădmăreanu. Ne-am calificat în România, am eliminat Albania și Georgia la Ploiești, pe vechiul Ilie Oană. Și ne-am calificat la Campionatul European din Anglia, e Under 18, dacă nu mă înșel, 2001 s-a ținut, cu jucătorii cu care ulterior au ajuns la... Pe cine mai avea Spania? Iniesta, Fernando Torres? Iniesta, Fernando Torres, da, David Villa, adică niște jucători impresionanți. Și la nemți erau câțiva jucători, cu Schweinsteiger, cu Odoncor, cu René Adler în poartă, care a apărat foarte mult timp la Leverkusen. Au fost meciuri foarte puternice, dar noi nu puteam să ne ținem după ei, adică era diferența prea mare, orice am fi făcut și cred că orice altă generație, că s-a scris mult atunci că eram o generație foarte slabă, că nu știu dacă cineva putea face față și de obicei când ieșim la campionatele europene nu putem să facem față. Ceea ce s-a întâmplat cu U21 s-a întâmplat pentru că este un alt moment al carierei unui fotbalist 21. Vorbești de campionatul european din San Marino și Italia din 2019. Da. Când ești la juniorat, diferențele sunt atât de mari, din păcate. Iniesta de atunci avea acea clar viziune și creativitate în joc? Nu știu, pentru că nu știu cine era Iniesta atunci. Nu. Eu nu știam cine va fi Iniesta, balon de aur și... Nu știu, i-am urmărit abia, adică am și acum, a păstrat-o tata... Înregistrarea? Nu, am echipele. Foaia de joc. Și ulterior a prins foaia aia de joc, a prins istorie și a prins coarță și a prins valoare. Când mi-am dat seama împotriva căror jucători am jucat, știi? Pentru că erau toți buni atunci, deci a fost o diferență clară. Pe final de emisiune nu am cum să-l întreb pe Dan, două întrebări scurte și aș vrea să-mi răspunzi pe scurt. Campioana în Liga 1 va fi FCSB, mai poate pierde titlul? Nu cred. Nu cred că mai poate pierde titlul. Nu. Și nu neapărat că FCSB-ul n-ar putea să se mai încurce, dar celelalte competitoare arată destul de rău. Adică niciuna nu poate emite pretenții clare în a detrona liderul, sub niciun fel de formă. Și pentru că ai fost mereu și ești atașat de Dinamo, când crezi că vei vedea cu ochii tăi noul stadion Dinamo? Cred că e iminent. Nu se mai poate prelungi această așteptare. Cu siguranță vor începe lucrările acolo pentru că sunt interese acum din toate părțile să se facă un stadion și cred că absolut oricine ar avea de câștigat în urma unui asemenea proiect și un asemenea stadion, chiar și ceilalți care nu sunt dinamoviști, pentru că este un pol important și a fost un pol important în fotbalul românesc și el probabil că la un moment dat va reveni. Jurnaliștii nu se țin niciodată de cuvânt când spun că este ultima întrebare. Acum va fi ultima întrebare. Pariul tău de portar tânăr din România, cine este? Îmi place mult... Hai, te las doi să-mi spui. Îmi place Ioanei. Da. Și... Hai să nu spun Târnovanu, că... Îmi place foarte mult cel de la Craiova. Robert Popa? Da. Robert Popa. Da, este și un tip cu personalitate, la interviuri spune exact ce gândește. Poate crește, da. Uneori îi poate și afecta urcușul în carieră. Nu mai e o surpriză. Nu mai e surpriză. Dar este un portar care poate crește mult și poate evolua în bine mult de tot. Dan Chilom, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. A fost o plăcere să discut cu tine. Am vorbit și despre cariera lui Dan Chilom, dar și despre ce face la școala lui de fotbal și am văzut și câteva imagini din trecut. Ne-a povestit și despre întâlnirea sa cu Novak Djokovic. Emisiunea o puteți vedea pe sport.ro, pe Voio și pe YouTube, sport.ro. O zi frumoasă să aveți. Ne revedem săptămâna viitoare.